Dorin, îți mulțumim pentru sprijinul pe care ne-l acordă poporul român, precum peste 1000 de grădinițe renovate în Republica Moldova, circa 300 de microbuze școlare donate, burse pentru studenți, 5000 de studenți beneficiază anual de burse de 65 de euro în România, ambulanțe, elicoptere, smurt, vaccini, maturină pentru agricultori. Sunteți de acord să mulțumim? Eu sunt de acord chiar să mă unesc cu dânșa. Dar de ce este benefică unirea pentru Republica Moldova cu România? Fiindcă la noi nu-i conducere, e hoț. Lasă-ne conduc cu românii, dacă nu știu proști, nu știu o conduce. Considerați că în România nivelul de trai mai bun și corupția mai mică? 3 ani am lucrat în România și mult mai bine trăiesc, corupția mai mică la dânșa. La noi nu s-a de furat. Uitați-vă, a doua parte a petiției este că noi dorim să petiționăm pentru unificarea României pe baza modelului german. Da. Din septembrie 1990. Astfel, un german când trecea zilele de la Berlin prin acea țesănie prin Constituție din 1949. Noi, moldovenii, dacă trecem prutul, nu primim niciun act juridic, îl putem obține doar prin dobândire și durează 3-4 ani, acum poate și mai mult, din cauza pandemiei. Eliberarea actelor în 10 zile se făcea pentru toți germanii și la fel dorim să peționăm ca toți moldovenii să primească actele românești în decurs de 10 zile. Dar și tare bine. Toți germanii primeau pensie și asistență socială cu 6 luni înaintea unificării Germaniei. Și astfel noi dorim să peționăm România ca toți moldovenii să primească o pensie minimă română de 3500 de lei până la reunificarea României. Alocații sociale la nivel român pentru copii 1800, invalizi 2800 și șomeri 1600. Sunteți de acord cu acest? De acord. Dacă sunteți de acord, să lăsați o semnătură și noi trimitem această scrisoare din numele dumneavoastră în Senatul României, în Guvernul României. Scrisoare pe care noi, din numele cetățenilor Republicii Moldova, o trimitem către președinte, prim-ministru, deputat sau senator din România. Prin această scrisoare vrem să mulțumim pentru sprijinul pe care ne-l acordă poporul român. Din asta ați auzit despre finanțările care vin de partea României, despre grădinițele renovate? Nu știu, am auzit, da. Ne sunteți de acord cu ideea acestei scrisoare? Da. Dacă da, aici... Dacă semnătura aici? Da.